Săptămâna viitoare, România va avea guvern, susține deputatul PSD Dumitru Coarnă. Propunerea socialdemocraților pentru funcția de premier este Marcel Ciolacu, liderul formațiunii politice la nivel național. În formula conducerii rotative a guvernului, PSD își dorește prioritatea fiind invocate rezultatele ultimelor alegeri locale și parlamentare. La nivel central, pentru că sunt subiecte extrem de fierbinți în aceste zile cu formarea guvernului, ați văzut că la nivel de Partid Social Democrat, ceea ce am cerut noi, prin deputați, senatori și cei care fac parte din Consiliul Național Politic, trebuie să rezolvăm și să reușim în alcătuirea unui guvern două lucruri fundamentale. Odată premierul să fie din partea PSD în persoana președintelui domnului Marcel Ciolacu și să avem reprezentare în ministere de peste 50%. Dintr-un lucru extrem de simplu, electoratul a stabilit acest procent, noi am câștigat alegerile și atunci, sigur, pe cale de consecință, logica și rațiunea constituțională spune că Partidul Social Democrat trebuie să fie, dacă vreți, partidul principal în jurul căruia să se formeze guvernul prin desemnarea primului premier, că există o discuție pe o rotativă și jumătate din ministere. Mai sunt discuții cu privire la ministerele extrem de importante și aici vorbim de ministerele de aviz. Sunt două ministere de aviz, e vorba de justiție și de finanțe. Logica spune că ar trebui un minister la PNL și un minister la PSD. Mai vorbim de ministerele din zona de apărare, siguranță publică, Ministerul de Interne și Ministerul Apărării Naționale, la fel logica zice că ar trebui să vină în oglindă unul la PNL, unul la PSD, sigur, și celelalte discuții pe care le avem. Informațiile mele sunt că, până la urmă, așa o să fie, noi o să primim 50% din ministere, încă nu au fost definite, pentru că Partidul Social Democrat a negociat programe, nu a negociat persoane. Urmează ca în momentul în care vor fi stabilite, clar, va fi organigrama stabilită cu premier și structura juridică a ministerului, atunci vom discuta și persoane. Cam asta ar fi la nivel central. Săptămâna viitoare, din ce știu eu, o să avem guvern undeva joi vine, probabil în Parlamentul României o să votăm în plenul reunit guvernul. Este obligatoriu acest lucru pentru că, știți mai bine decât mine, trebuie rectificare de buget urgent, trebuie formulat bugetul pentru 2022, iar guvernul minoritar demis nu are aceste atribuțiuni constituționale. Dacă sunt întrebări pe această temă. Va fi afilat pe el? Nu. Nu. Partidul Social Democrat a votat în unanimitate ca domnul Marcel Ciolacu să fie cel cu care mergem la negocieri pentru a fi desemnat premier. Domnul Rafil, am înțeles eu, se ocupă sau ar trebui să facă parte din, să ia pe preia Ministerul Sănătății. Da. Se discută câteva și câteva probleme de ori mai sunt întrebări la nivel central? Poate ne vinde parcursul. Poate fi parcursul. Așa, apropo de interpelări, tot suntem la interpelări și întreba domnul Marian Pârloagă într-una din conferințe de presă dacă se întâmplă ceva. De data asta s-a întâmplat. Știți că vorbeam de ANSMSA, vorbeam de, cum se numește, de ASPC Călăraș, unde s-au făcut abuzuri. Am formulat interpelare, declarație politică, au fost niște acțiuni de stradă, proteste al sindicaliștilor din zonă, au fost făcute publice și, spre bucuria mea, am și primit răspuns la interpelare. Ieri a fost, prin decizie, eliberat din funcție domnul Robert Viorel Gioveanu, care ocupa funcția de președinte, care e echivalent al secretarului de stat. Deci a fost eliberat din funcție domnul Gioveanu. Să vedem pe cine o să numească. Am informații că, la nivel de DGASPC Călăraș, se încearcă pe repede înainte niște concursuri, pentru că în momentul în care vom prelua guvernarea, lucrurile se așează într-o altă logică, se încearcă pe repede înainte să folosească timpul care a mai rămas prin fraudă, să facă niște concursuri rapide, să-și numească oamenii în funcțiile DGASPC Călăraș și Inspectoratul Județean Școlar. Avem două instituții. Scuzați-mă. Deci vorbim de DSVSA, scuzați-mă. Am spus ANSVSA, DSVSA, corect. Am greșit. Da, e la Consiliul Județean. Vorbeam de domnul Bucur, am folosit numele domnului Bucur. Acum e prima oară. N-am zis Bucur? Nu. Ok, înseamnă că l-am avut în minte. Deci vreau să continui cu domnul Bucur, că domnul Bucur a chemat aseară și astăzi urma să cheme iar pe sistem de forță câțiva angajați sau mai mulți angajați care fac parte din anumite sindicate să le impună retragerea din acele sindicate.
este imixtină în activitatea sindicală. Deja am o informație cum că ieri ar fi forțat doi angajați să se retragă. Astăzi am înțeles că ar fi renunțat, că a simțit un pericol, că eu vreau să merg în zona. Deci, domnul, cu scuze, am greșit cu legea SPC. Da. Și e problemă la această instituție, pentru că acolo sunt foarte multe nereguli. Domnul Bucur și adjunctul dumneavoastră scapă numele, cred că a fost și cu la PSD, de undeva din model, tot de la această instituție. Cel care a fost mai consilier de... Da, scapă numele. Nilu. Da, exact, domnul Nilu, scapă numele, dar nu rețin toate numele, că nu, este irelevant. Vă rog. Ați început săptămâna trecută, data trecută, un subiect cu presiune făcută de inspectoarea și șeful școlar. Ajungeam la școlar, da. Da. Aici sunt două tipuri. Ce s-a rezolvat cu aspectul acesta? N-am primit răspuns la cel școlar. Nu. Am primit răspuns la cel cu ANSVSA. Problema cu ANSVSA, v-am spus că discutam noi despre acele probe contrafăcute cu ulmeni, cu acel consuim, cu virusul peste porcine depistat, încercat să schimbă probele, să le falsifice. Acolo s-a clarificat, s-au dispus măsurile conform legii la acea instituție. Ulterior s-au făcut presiuni pe directorul de la București, pentru că și cei de la București au fost corecți cu analizele de la Călăraș și au văzut că analiza era falsificată și au cerut contraprobă și au confirmat. Ulterior am făcut și acea interpelare și la interpelare aveam răspunsul că acest domn Chioveanu a fost revocat în funcție prin decizia primului ministru. Să vedem pe cine o să numească domnul premier încă în funcție, Florin Câțu. Dar sunt discuții pe aceste concursuri. Primesc foarte multe mesaje, telefoane privind organizarea concursurilor pe repede înainte. La Inspectoratul Județean Școlar, aici am o informație care e de DNA. Adică omul merge la concurs care are două trepte. Formă scrisă și formă tip interviu. La interviu se stabilesc comisiile de așa manieră, deci de așa manieră, încât să fie declarat câștigător acela care este din zona PNL. Sunt probe în sensul ăsta. Și dacă luăm statistica, o să vedeți că așa este. Păi cine în parte, parte își face. Păi dar cine în parte, parte își face, dar știți ce spunea Edi? Statistica cea mai, este mai complicată. Cum? Data de a spus că eu ca cea mai concursul, organizarea concursului. Tot acolo e. Problema de fond e că e mai mult penal decât ca cea mai. Adică e mai mult penal și eu chiar o să am în atenție acest aspect și acolo unde voi avea proba aia care trebuie mie, o să formulez și plângeri penale, pentru că nu se poate să mergem la infinit așa, să angajăm, dacă vreți, oameni, nu știu, pentru mine tot sunt... De tot să nu se găsea un profesor la politică care să fie șef de comisie. Păi tocmai asta e discuția de fond. Cred că prin modificată lege ar trebui, când avem posibilitatea în reglementare, să scoatem politizarea din școală, din poliție, din toate instituțiile astea care sunt deconcentrate în teritoriu. A încercat și Iohannis, da, da. Iohannis a încercat și la compromis. Iohannis a compromis. A compromis tot. Iohannis în sondaje de opinie, uitați-vă, că a scăzut la... e sub 15%. Și dumneavoastră le vigoați. Da, eu nu mă simt deloc confortabil în poziția asta, dar trebuie, n-avem variantă, sincer, n-avem variantă. Am analizat din toate perspectivele constituționale și nu cred că există la momentul ăsta altă variantă decât cea pe care o asumăm acum. Sigur că ați văzut că am încercat să ne impunem în mod clar, apăsat și extrem de bine punctele de vedere din perspectiva programului de guvernare. Când vorbim de salarizare, când vorbim de pensii, când vorbim de alocații, adică practic vrem acele majorări pentru că salariul mic de bază minim brut, pentru că nivelul de trai a scăzut atât de mult încât este nevoie și din această perspectivă, cel puțin să facem un joc cu sumă zero, să mergem peste inflație. Ca să zic că era discuția la pensii, ei vreau cu 6% ori inflație o să ajungă undeva la 8%. 7, păi era... Exact, deci era sub inflație. Practic oamenii nici măcar nu egalizau puterea de cumpărare pe care au pierdut-o. Iar varianta PSD e undeva de 11-12% începând cu 1 decembrie, după care trebuie să fie aplicată legea 127 din 2019 până la cel 40% punct de pensie pe care știți că i-au prorogat acea lege. Au aplicat în 2020 un 14%, după care au prorogat. În 2021 nu au aplicat nimic. Și sperăm că în 2022 trebuie să ajungem la finalitatea acestei legi. Pentru că sunt multe... Acum te urmă să demeze, există posibilitatea să vină un al treilea candidat în premier. Mă gândesc că poate să fie un consilier prezidențial. Nu, nu exclus.
proiect plus. Urmărez, domnule deputat, colaborarea cu parlamentarii PNR. Local, pe ce proiecte ați putea lucra păi, bine? Dacă mă uit la senatorul, văd din perspectivă penală, vorbi și el. V-a transmis câteva... Da, sunt lucruri clare acolo. Adică, vedeam acele 18 milioane de euro, înseamnă că el își negociază firmele de consultanță. Adică, trebuie să vorbim românește așa, nu? Ca să înțeleagă lumea. Nu merge acolo că el e băiat și din el cu finanțare. Nu, el merge acolo că știe că probabil o să ajungă finanțare și discutăm pe consultanță, că acolo sunt probleme, la cele studii de fezabilitate, consultanță, cum să o numim ele, da? Cam asta e discuția de fond cu domnul senator. Dar o să vedem unde să ajungem până la urmă, dacă nu înțelege că trebuie să intre în legalitate. Să intre în legalitate și să lase... Și cum o să stați la masă? Iar la scaune, dar cum o să vă uitați la urmă? Eu o să stau la masă așa cum stau și cu dumneavoastră, tot în aceeași logică. Adică după ce vă dați bună ziua, încerc să vă poate fi. Dar nu scot ochii nemără, eu îi spun extrem de bine, clar și apăsat, jos slabile de pe banii publici. Ce e așa de greu? Ce e așa de greu? Frumos de ce, dar vrei să-i spun fură? Dumneavoastră m-a sfătuit să-i spun fură, mă, tot? Eu să-i spun numai fără nimic. Păi, mi se pare o abordare corectă, nu? Sincer acum, cum să-i spun? Pentru că uitați-vă și privind dacă vreți. Eu vă promisesem data trecută că urmează un episod. O să urmeze. Joia viitoare o să vadă mai multe lucruri despre domnul... Și în cazul în care nu va face nimic ce vreți face, veți sta la aceeași masă în continuare? Veți depune niciun plângeri? În cazul în care... Sigur că da, categoric da. Sigur că vom depune plângeri. Nu există... Eu am depus deja plângeri. Nu e prima pe care o fac sau nu va fi ultima pe care o fac cu privire la zona de interes public. Adică chiar nu putem să mai rămânem la infinit în această zonă a jafului publică. Până la urmă toată lumea are așteptare de la stradă, de la școală, de la spital. Uitați-vă, traversăm criză economică, traversăm criză sanitară și noi tot acolo ne uităm la consultanțe și ne-au luat banii din zona publică. La prefectură o să aveți un prefect? La prefectură mi-aș dori să plece actualul prefect, să fie schimbat și o vedea cum se negociază. Întâi, haide să ajungem acolo, că v-am zis deocamdată, încă nu s-a... Mâine e joi. Pe mine e joi, da, mâine e joi, dar încă nu aveam guvernul votat. Azi e joi, da, mâine vine. Săptămâna viitoare. Noi ne dorim prefectul, de ce nu? Dar lucrurile astea vor fi discutate, vor fi negociate în plan secundar după ce guvernul va fi investit. Este clar că vom avea ori prefect, ori subprefect și secretar general, adică discuțiile vor fi... negocierea subsidiară după instalarea guvernului. Domnul senator, domnul Cioroiu, transmiteți dumneavoastră un mesaj. Bună ziua! Aș vrea să încep prin faptul că vreau să vă informez că ieri am depus o interpelare parlamentară legată de funcționarea, să spunem, precară a operatorului Enel. Am primit foarte multe sesizări, multe telefonice, unele chiar scrise, în care cetățenii sunt nemulțumiți de desele întrerupe care apar în cursul zilei, multe dintre ele sunt neanunțate. Verificând toate aceste lucruri, am constatat că site-ul acestui operator nu funcționează de foarte mult timp. Verificând numărul clientului în care spune că apelul nostru este foarte important pentru dâns și am constatat că stăm foarte mult la acest telefon și am plecat la o bază, să spunem, de discuție în care acest operator este obligat prin lege să asigure un fond de investiții pentru desfășurarea în condiții normale a funcționării din punct de vedere electric a acestui oraș și a acestui județ, a, să spunem, întregului domeniul pe care dânsul l-a acaparat. În momentul acesta constat cu surprindere că toate aceste investiții se fac nu transparent, se fac pe un portofoliu care îi aparține doar operatorului. Am cerut Ministrului Energiei în acest moment să mă informeze și în același timp eu, la rândul meu, să mă informez pe dumneavoastră, pentru că, din punct de vedere rețea, din punct de vedere energie verde, cel puțin la noi în județ, nu există nicio investiție. Mai mult decât atât. Toate aceste investiții pe care un operator, un agent economic dorește în momentul ăsta să le facă, sunt îngreunate de cele mai multe ori de situația birocratică a acestui operator. Cred că din dorința de a nu face investiții, se cer 1.100 de mii de hârtii, cu toate că legea spune cu totul și cu totul altceva. Legea 155, care trebuie pusă în aplicare de acest operator,
practic pentru el nu există. Și atunci noi, împreună cu dumneavoastră, și aici dumneavoastră trebuie să sesizați lucrurile pe care poate că eu nu le-am sesizat și trebuie să facem un document mult mai complex pentru ca să putem să rezolvăm această problemă care este foarte spinoasă. De ce este? Pentru că în acest moment s-au scumpit toate. În acest moment, operatorul și-a ales un tarif care este peste putința cetățeanului. Dacă nu îmbunătățim și mentenanța, dacă nu îmbunătățim și relația client-operator, nu am făcut nimic. Suntem conduși ca de cele mai multe ori de un operator care are birou, să spunem, la Constanța. Ceilalți din județ spun că sunt depășiți de aceste probleme. Vă rog și pe dumneavoastră în acest moment, ca dacă sesizați alte probleme, vreau cu ajutorul dumneavoastră să le punem la punct, pentru că nu este corect ca să fixăm doar tariful, nu este corect ca să fixăm doar prețul, nu este corect ca să dăm sau să nu dăm facturi, nu este corect ca să nu răspundem cetățeanului, pentru că toți avem obligații, toți răspundem în fața legii și trebuie să găsim o soluție de așa natură încât cetățeanul să fie protejat. În acest moment, operatorul Enel nu protejează cetățeanul. În acest moment, operatorul Enel se folosește de niște tertipuri ilegale, de așa natură încât orice nou antreprenor care dorește în momentul acesta să-și înființeze un post de transformare sau să facă un proiect, depășim cu mult cele 6 luni pe care legea îi dă dreptul să le facă. Am făcut sesizare și la ANRE, pentru că ANRE-ul în acest moment trebuie să urmărească, trebuie să găsească soluții, trebuie să fie înștiințat că până acum poate, datorită faptului că cetățeanul nu a fost informat că există o agenție care poate în acest moment să reglementeze și să ordoneze și să sancționeze operatorul. Acum, în acest moment, cetățeanul trebuie să spună că pe lângă noi există și această agenție. Consider că în acest moment ceea ce s-a întâmplat și ceea ce a existat în Călăraș nu s-a întâmplat, nu este ceva întâmplător. Nu există investiții, cel puțin în partea rurală, pe parte de rețele, pe parte de, să spunem, puncte nou înființate, pe parte de proiecte noi care sunt finanțate de guvern. De fiecare dată acest operator a dorit ca OAT-ul să finanțeze aceste proiecte, ceea ce nu este legal. Trebuie să înțelegem că operatorul este obligat prin lege să facă aceste investiții. Legea este foarte bine și foarte clară, iar populația care primește o factură, să spunem, din 7-8 foi, nu înțelege nimic în acea factură. Următoarea interpelare o să fac către Agenția Națională de Reglementare a Energiei și am să vin cu o factură din Germania să vă arăt cât de simplu, cât de corect și cât de transparent poate să fie un operator vis-a-vis de cetățean. În acest moment, un cetățean de rând nu poate să înțeleagă nimic din acel tarif. E greu pentru un specialist de-al lor să-ți explice de ce s-a ajuns la acel tarif. E greu pentru un specialist al lor să remedieze aceste lucruri. Avem o rețea foarte veche. O rețea care, din punctul de vedere al ANRE-ului, nu va dori niciodată să schimbe, pentru că nu dorește decât să facă profit. Noi dorim ca să asigurăm o stare de confort a cetățeanului. Noi dorim ca aceste prețuri foarte mari, triple, da, trebuiesc asigurate și de calitatea serviciului pe care operatorul este obligat să-l aibă vis-a-vis de cetățean. Dorim ca să apară antreprenori noi. Acești antreprenori trebuie să fie susținuți conform legii. Acești antreprenori nu trebuie să împiedicați de latura birocratică a acestui operator, plecând de la Călăraș la Constanța, de la Constanța la București, trecând 1000 de alte puncte care nu au treabă cu aceste investiții. Vreau să ne considerăm o țară europeană, dacă suntem o țară europeană la tarife, vreau să fim o țară europeană și la mentenanță și la calitatea serviciilor. Aceasta este dorința mea vis-a-vis de, să spunem, de a reglementa acest serviciu și vă mai rog încă o dată pe dumneavoastră, dacă considerați și dacă știți anumite lucruri care se întâmplă și nu sunt legale, eu voi fi alături de cetățeni și vreau neapărat ca cel puțin în acest mandat
să reglementăm această problemă care ține de calitatea serviciului. Ego Acuaturaș poate fi un reper pentru a face interpelări. Mă refer la faptul că nu prea s-au văzut scăderi ale acelor pierderi în rețea. Sunt tot acolo peste 50% ca acum mulți ani. Și nu se văd pierderea chiar în rețea, că sunt tot în faptul poate. La Ego Acuaturaș așteptăm, să spunem, cât mai grabnic să semnăm contractul pentru modernizare. Ca să putem să discutăm de diminuarea pierderilor, trebuie să discutăm de retehnologizare. În acest moment, nu, o parte din această retehnologizare cu pași destul de precari s-a făcut, dar trebuie să ne gândim că această modernizare trebuie să aducă ceea ce spuneți dumneavoastră. Haideți să semnăm acel contract, ne tot chinuim, din cauza acestei pandemii, din cauza acestei crize financiare, ne chinuim și suntem destul de aproape să semnăm acest proiect care aduce după sine o groază întreagă de modernizare, de modernizarea întregului oraș, întregului județ. Și după aceea putem să discutăm de acest lucru. Să știți că toate discuțiile care le-am avut, inclusiv domnul Grama, care le-am avut, am plecat de la ceea ce spuneți dumneavoastră. De la faptul că trebuie să diminuăm pierderile, de la faptul că trebuie să ne gândim la un salariu mai mare pentru acești operatori, dar trebuie să ne gândim că încet, încet această pandemie a impus anumite prețuri pe piață, a impus anumite prețuri la materii prime și în momentul acesta trebuie să ne gândim că prețul apei se stabilește și în funcție de anumite furnizori. Sunt de acord cu dumneavoastră că există niște probleme care trebuie rezolvate, ele sunt destul de vechi. Am inițiat acest lucru, dar fără modernizarea și fără acești bani, fără infuzie de capital, nu o să reușim să facem absolut nimic. Trebuie să mai avem puțină răbdare. Mai aveam o singură problemă. Știți că discutam și la Altenița Olmeni, povestea cu gunoiul de acolo, a fost emisă o hotărâre de Consiliul Local care produce efecte. Sper ca domnul primar să dispună măsurile necesare acolo cu poliția locală să oprească depozitarea gunoiului din alte județe, cu excepția județului Călăraș, că așa am stabilit prin Consiliul Local, nici o altă unitate administrativ-teritorială să nu mai depoziteze gunoi în acea zonă, cu excepția municipiului Oltenița. Hotărârea de Consiliul Local deja produce efecte juridice. Vă spuneam eu că la Chisinau, la un moment dat, au venit niște compost pe care ei îl numeau ca fiind îngrășământ. Este un buletin de analiză extrem de afectat și bogat în metale grele, plumb, mercur. După intervenția din conferința de presă, și vă mulțumesc că pe această cale au ajuns informația la ei, a doua zi au trimis mașini și au luat toată cantitatea de acolo, 12 mașini, 20 de tone, cât Dumnezeu era acolo, le-au luat de acolo. Dar și le deschide poarta de intrăjură? Și persoane? Păi persoane, sunt mai multe persoane. Sunt mai multe persoane, nu să numesc pe nimeni, pentru că din ce știu sunt vreo 4 dosare penale la DNA. Deci, eu vă spun așa, sunt cel puțin 4 dosare penale pe care le știu la DNA. Știu că acolo au fost dispuse niște rețineri. E o anchetă acolo, o fază de urmărire penală, unde faza de urmărire penală este o fază nepublică și aș risca să compromit ancheta. Da, persoanele care au deschis porțile ar trebui să li se închidă poarta la Rahova. Și cred că așa o să se întâmple. Păi și de la Călăraș și de la Păsare de Capela 12 mașini unde s-au dus? Păi probabil le-au dus înapoi, nu știu unde le-au dus. Le-au luat de la Chiselet. I-au dus la Mitreni. Acolo deja e o mare problemă, pentru că acel cetățean a și, vă ziceți cum se numește, a efectuat lucrarea asta de a întins pe câmp compostul, l-a împrăștiat-o, au băgat-o sub plug, au arat-o și vă dați seama ce e acolo. Eu am dat tot amplasamentul, s-au ridicat probe. E o problemă extrem de complicată și de gravă. Gândiți-vă că de acolo, nu anul viitor, noi, alții, vor consuma alimente din acele produse agricole care sunt ajutate cu contaminate cu metale grele. Dar asta e bine că de la Chiselet au trimis mi-a trimis cineva filmare de acolo, au venit cu mașină, în sfârșit au încărcat și le-au luat de acolo. Eu observ că sunt la primării de data. Ați observat bine. Ați observat foarte bine. Iar era că persoanele de Radovan, dar când le-ai interesat pe acolo. Da, Radovan. Radovan, mă provocați acolo. Tot PNL și la Radovan. Din câte știu eu. Da. Și la Radovan tot PNL, da, asta e viața, vom vedea. Sunt foarte multe lucruri nefirești. Eu mi le-am asumat, o să încerc să le duc, nu știu dacă sunt multe sau puțină. Nu, Radovan, mă gândeam la ce vă repedeți? Primarul Gheorghe Iescu de la Funden. Dar nu.
Imediat, pentru Chiselet și Ulmeni. Chiselet și Ulmeni. Spanțoc? Spanțoc? Da, nu a ajuns acolo, sau nu știu eu. Știu, dar adică nu s-au depozitat la campus. Deci una peste alta sunt rezultate. Acțiunile pe care le-am desfășurat și cu sprijinul unora dintre dumneavoastră care au făcut publice aceste informații, pentru că să știți că presa, în opinia mea, are un efect devastator atunci când vrea. Când vrea. Când vrea? Când vrea, corect. Nu, am zis bine. Și sunteți câțiva în sala asta, nu vreau să supăr pe nimeni, doi sunteți acolo, domnul Purlagă, Cătălin Nițu, care le-a preluat cu prioritate, domnul de la Oltenița Dragon, care la fel le prea cu prioritate. Problema de fapt este să ajungă informația la cetățean, că atunci avem și efect. Avem efect. Că nu întâmplător să știți că au început să dea înapoi. M-au dat în judecată, au pierdut la Oltenița cei doi Utiltran și nu știu cum se numesc ce firme. M-au dat în judecată. Pe mine nu-i problemă. Din câte știu, a fost respinsă acțiunea. Dar sunt niște riscuri asumate. Sunt riscuri pe care mi le-am asumat și sigur că voi continua în aceeași logică. Trebuie să trăim într-o zonă ordonată, așezată, nu mai ales că avem aceea natura 2000 despre care vorbim, adică noi avem o problemă pe un drum cu cale de acces și cu acțiuni de sistematizare a digului și nu privim acolo, domnul Drăgulin de la PNL n-a văzut că sunt 300.000 de tone de gunoi îngropate în pământ la Oltenița, nu-i primar PNL, domnul Milescu nu-i de la domnul Drăgulin, acolo nu mai e natura 2000. Este, vă spun eu că este. Dar intrarea în categoria asta. Păi intrarea în Călărașa, când o să spui intrarea în Călărașa, am reușit, am făcut-o. Și o să vedeți ce e acolo, că nu e aici. Când faci lucruri, primești sancțiuni. O să discutăm săptămâna viitoare. Am văzut că au făcut-o astăzi a mea de la București, chiar mă bucuream că ai o altă abordare, o altă intrare, poți să vii și cu cineva care, practic, nu deschide un pic orizontul și deschide și stare emoțională când vii cu un om care intră pentru prima oară în județ, în municipiul ăsta. Intrai acolo, intrai ca într-un labirint, ca într-un tunel, adică ți era și jenă. S-a dus pe cineva să spui, domnule, intrăm în municipiul reședința de județ. Da, uitați-vă, Consiliul Județean cu domnul președinte Vasile Iliuț au reușit, cu toate piedicile care li s-au pus, piedici fantastice pentru acea lucrare, să știți. Eu știu foarte bine. Și inclusiv amenințări cu dosare penale. Adică acolo s-a ajuns în țara asta. Când vrei să faci ceva, ești amenințat. Am riscat, l-am făcut și o să vedem dacă să ne condamne cineva pentru faptul că am făcut un drum, o cale de acces modern europeană, dacă trebuie să fim condamnați, mergem acolo. Dacă cineva consideră că trebuie să fii condamnat pentru o investiție. Deci acum, domnule Grama, vine în completare domnului deputat, călăreșinii spun, domnule, drumul ăla de la Pișicul ar trebui continuat până la Canton, la un sens giratorul care s-a discutat cumva în Consiliul Județean, și tot călăreșinii mai ne sunt nouă jurnalistilor, vrem și noi drumul ăla... Păi ne stați puțin, DN3 nu mai este în administrarea Consiliului Județean. Acum nu schimbă terenul, domnule. Ai altă discuție, dar deocamdată ele în administrarea drumurilor naționale, dar dacă o să ajungă Ministerul Transportului la PSD, găsim o soluție.